Vedetele populare ale ecranelor, Khalil Brahim Cheihan și Slater Kolu, s-au adresat tinerilor la un eveniment care a fost frecvent menționat recent. Conferința la care au participat duul a creat mare entuziasm pe rețelele de socializare și în rândul tinerilor. Totuși, ceea ce s-a întâmplat la această conferință a surprins pe toată lumea. Tema principală a conferinței a fost despre obiectivele de carieră ale tinerilor și modalitățile de a-și realiza visele. Khalil și Slash au propus să motiveze tinerii prin împărtășirea propriilor povești de succes. Cu toate acestea, în ultimele minute ale interviului, ceea ce a vorbit duul nu s-a limitat la realizările lor în carieră. Khalil Brahim Cheihan a spus: "Viața nu înseamnă doar succes. Fericirea adevărată capătă sens atunci când este împărtășită cu cei dragi." Și s-a întors către Slash și a făcut cu ochiul. Acest moment a stârnit mare entuziasm în rândul tinerilor din sală. Slash a exprimat sentimentele pentru Khalil spunând: "Khalil a fost cel mai mare susținător al meu pe calea succesului." Aceste momente romantice au făcut ca accentul să fie pus pe relația lui Khalil și Slash mai degrabă decât pe tema principală a conferinței. Atitudinile sincere și naturale ale duului au fost întâmpinate cu mare interes de către tineri. Cu toate acestea, declarația surpriză care a urmat acestor momente a surprins și mai mult pe toată lumea. Slater Kolu a spus: "Împreună semnăm un nou proiect" și a anunțat că s-au angajat într-un proiect comun cu Khalil Brahim Cheihan. Nu s-au oferit prea multe informații despre detaliile acestui proiect, dar entuziasmul duului era vizibil în ochii lor. Khalil a subliniat importanța proiectului spunând: "Acest proiect nu este doar meseria noastră, este și pasiunea noastră." La sfârșitul conferinței, tinerii au umplut pe Khalil și Slash cu priviri admirative și apreciative. Atitudinile sincere și sincere ale duului i-au impresionat profund pe tineri. Pe rețelele de socializare, este adevărată dragostea lui Khalil și Slash. Întrebările au început să zboare în aer. În concluzie, interviu inspirator de la un cuplu de celebrități. Știrea intitulată se concentrează pe legătura emoțională dintre Khalil Brahim Cheihan și Slater Kolu și noile lor proiecte, mai degrabă decât pe discursul lor la conferința pentru tineri. Această știre, creată independent de fapte, atrage curiozitatea cititorilor și îi încurajează să acorde mai multă atenție știrilor.